Există albine ouătoare, că mulți spun, domnule, mi-o tras boși, domnule, matca aia vor să o schimbi. Păi tu ai 150 de măci în stupul ăla. Cum, domnule, zam? Păi 150 plus una care ai băgat-o tu. Și dracu e așa, e foarte simplu. Și ce faci? Ia-o de acolo și dă-o dracu la altul. Deci salvează-o, că e belea acolo, cât capra. Cine crește măci poate vedea pe sezon activ în nucleu cum există coeziunea asta între ouă matca, ouă și albina, ouă matca și ouă și albina, pentru că în nucleele de împerechere există extraordinar de dese cazurile când albina se bezmeticește. De ce? Dumneata ai pus, de exemplu, la 1 iunie, boci, da? Paca, 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 domnule, mă duc pe 12 iunie să văd care s-o împerecheat și care a început ouată. Dar ăla n-are botcă. Corect, n-are botcă, perfect, adică n-are matcă, n-a început, s-a ecluzionat puietul, n-are ou, n-are nimic, n-are matcă. Se vede clar că n-are matcă. N-are nici din ce își trage boci, că aici este problema. Că tu când ai populat nucleul, ăla nu are de unde să-și tragă boci, pentru că tu ai pus nucleul populat, acolo când l-ai populat, l-ai pus cu puiet căpăcit. Ăla a ecluzionat, e dracul negru ca dracul de comoară, nu vezi nimic, nici roamele ce culoare au, dar nu are matcă. Botca ta n-a ieșit, s-a pierdut matca la împerechere, n-are importanță. Vii și îi pui altă botcă. Deci dumneata crescător de măști nu face altceva decât să vii să îi pui altă botcă. Dacă asta recoltezi acum, urmează seria. În urmă, bun, îi bag altă botcă. Bă, dracul este că... Și botca aia ta, o ieșit matca și s-o pierdut la împerechere. Îți dai seama că acolo ai stup bezmetic. Îi pui a treia botca, a treia oară botca și vezi că ouă și matca și albina. Problema crescătorilor de măci este aici, că în momentul în care ai văzut lucrul ăsta, deci domnule, ai un nucleu care are... Problema este gravă în momentul în care ai nucleul de sine stătător, un singur compartiment. Da, e nucleu, cum e VK-urile astea. Aici se întâmplă necazuri mari de genul ăsta. Dom'le, când ai o lădiță unde are 3-4 compartimente, da? Bă, la primul, bă, n-a fost matcă, asta este. La al doilea, am recoltat matcă, o pun în cutiuță, nu știu ce, așa notez în găiet. La al treilea, bă, n-am matcă, asta este, notez. La al patrulea am matcă, da, nicio problemă, are ouă cu tare. Dom'le, în momentul ăla, fără probleme, ia și mută ramele. Da? Deci lasă-l pe ăsta fără ou, fără larve, nu-ți fă probleme că a avut matcă și există inhibare de ovare și tot ce vrei tu, care așa, dar ia mamă o ramă de ouă de la ăla, deci așa, lasă-l fără larve, fără ce vrei tu, dă-i lui ăsta care n-a avut matcă, ia și de la celălalt și dă-i lui celălalt, fă echilibrarea nucleului. Și după aia vii a doua zi, te-ai dus frumos așa după ce ai recoltat măci și ți-ai luat bă. Bine, alții mai au și un sistem că stau cu bocile în prosop, știi? A recoltat matcă, i-a băgat botca, a recoltat matcă, i-a băgat botca. Eu nu fac treaba asta tocmai din principiul ăsta, înțelegi? Adică am găsit nucleul, domnule, 4 compartimente. Băi, unul n-are ouă, nu nimic, bă, zacur, asta este, nici puiet, nici nimică. Îți dai seama că ăla se bezmeticește instantaneu, da? Și atunci iau frumos și bag o ramă cu ouă și larve. Sau cu ouă. Mă, dacă ați observat vreodată cine a crescut măci așa, să vedeți când ați recoltat matca, vedeți o ramă plină de ouă. Și vreo 2-3 pe mijloc larve. Duceți-vă și vă uitați după vreo 4-5 zile, veți vedea că numai larvele au mai rămas. Ouăle toate sunt eliminate. Dar dacă am luat o ramă din aia cu ouă și am dat-o lui ăla care nu are, l-am oprit. L-am oprit măcar, bă, stai o leagă, bă, că poi mâine îți dau o botcă, du-te dragul să te ia, înțelegi? Ei, la nuclee se vede extraordinar de bine chestia asta. Revin la ce spuneau, bă, n-are matcă nici atunci. Pac și bag. Bă, și iese matca aia. Se împerechează frumos, elegant, câți două caste acolo, știi? Ca la noi în România, ca partidele, de dreapta, de stânga, de dreapta, de centru, de dracu să le cheptine, știi? Ei, și începe matca să ouă, dar începe și albina să ouă. Și atunci eu te întreb pe tine, vezi o matcă frumoasă, elegant, așa, vezi puie de trântor, vezi puie de albină. Ce faci în momentul ăla? Ei matca sau nu ei? Zici că e trântoriță sau nu e trântoriță? Hai, Sebe, că m-ai întrebat. Eu te întreb acum, ce faci în momentul ăla? Să-i sluși gâtul că zici că e proastă, ce să mai... Nu, nenea, dacă știi istoricul acelei familii de albine, pentru că lumea nu va înțelege niciodată că o unitate biologică, cât de mică va fi, atât timp cât are hrană și puiet și matcă, este familie. Deci nu-i nucleu. Ea nu știe că e nucleu, nu știe că e familie de bază, nu știe că e roia, familia ajutătoare, ea nu știe nimic.
Iar dacă are trei albine și o matcă, este familie de albine, da? Din punctul ăsta de vedere trebuie să o tratezi. Și atunci te duci acolo și te uiți. Ce a fost în urmă? Păi n-a avut odată matcă, că a ecluzionat, trei să două săptămâni de zile a stat fără puiet. Păi nu-ți închipui tu că acolo ai albină ouătoare? Recoltezi frumos matca aia fără teamă, deci o recoltezi de acolo și faci echilibrarea, nenea. De la unul nucleu echilibrat frumos așa, iei o ramă și o dai lui ăsta, de la ăsta o dai lui celălalt să rămână. Deci dacă nu faci întotdeauna în crescătoria de măci echilibrarea între nuclee, vreau să spun că oricât de mare crescător de măci ai fi, te trezești la un moment dat că la a treia serie nu mai ai decât 25-30% din nuclee viabile. În rest totul este brambureală. Da, asta înseamnă că trebuie să ai nuclee mai mari, deci nu e vecaur. Nuclee măcar 2-3 rame. Nu 2-3 rame, măi, că nu așa, zbune și EVK-urile, dar să le ții minte, notezi în caiet, ai ajuns la celălalt EVK, are 3 rămușoare, cum sunt ale EVK-urile, 2, eu știu cum sunt ele făcute, da? Ai luat de la la mat, că ții minte că la altul și te-ai dus frumos, fără treabă, iei albină de aici cu tot cu ramă și o dai lui ăla, la ăla ieși de lui ăsta la altul, nenea, fără probleme. Fără o evidență strictă la nucleele de împerechiere, nu poți să faci nimic. Nu mai faci treabă, tată, să-ți ghinici ori. N-ai nicio treabă. Dacă nu ai un caiet cu notițe să știi exact situația în fiecare și după aceea, cum a zis, cu echilibrări între nuclee, pentru că unele se mai depopulează, unele sunt populate. De la unul la altul. Așa, și vreau să intervin să zic că m-am întâlnit cu foarte multe din aspectele care le-a spus domnul Andrei. Deci la primele startele care le-am avut anul ăsta, când am terminat de transvazat și mi-am făcut bocile, așa am lăsat și în ele boci, să se împerecheze, să-și vadă de treabă, să facă familie. La unul dintre ei mi s-a întâmplat să o trântor și albina și după aceea a ecluzionat și matca și botca și s-a împerecheat și a ouat, probabil că în paralel, nu mai m-am uitat, dar am văzut că aveam puiet de trântor și puiet de albină. După aceea a dispărut puietul de trântor și a rămas numai de albină. Deci una din situații. Obișnuiesc ca la măcile să le recoltez cam după ce căpăcește puietul, să-mi dau seama și de ponta măcii. Nu mi s-a întâmplat ca o matcă să-mi o trântor și după aceea să o albină. A ouat albină din prima, albina a ouat. A ouat trântor, trântor a ouat. Chiar anul ăsta am avut, anul ăsta nu am așteptat să-mi căpăcească, m-am grăbit ca să schimb măcile, să bag altele, să pot să schimb cât mai multe. Și după ce am luat măcile, le-am introdus în familie, când am venit la nuclee, următoarele boți să le bag la împerecheat, am văzut puiet de trântor. Deci, dar nu știam care este matca care am luat-o de acolo și unde am băgat-o. Le-am depistat acum când am venit acasă și am luat la mână. Bineînțeles că aia au și eliminat-o, albine nici nu mai era. În familia respectivă am văzut că depusese trântori, erau... Exact ce spuneam eu, când e matca trântoriță, e matca trântoriță. Când vezi albinul și trântor, puneți întrebarea ce ai făcut tu, nu da vina prima dată pe matca. Da, v-am zis că am văzut la starterul ăla și albină și trântor, dar mi-am dat seama că dacă după aceea matca s-a împerecheat, a rămas numai matca, a dispărut tot puietul de trântor. Un caz fericit, de obicei o hales pe matcă, trag boci, o schimbă, că nu-i bună, că nu știu ce, că așa și... Eu le-am lăsat botcă din ce a fost la ele, din ce au crescut ele. A ecluziunat, s-a împerecheat. Și, deci multe din aspectele astea le-am întâlnit. Nu sunt crescători mare, fac numai pentru mine. Și... Cea mai fază e când ți-o acceptă, ți-o lasă să o săptămână, două și gata. După aia referitor la acceptare, pentru că a fost vorba și de treaba asta și de perioada asta. Acum una n-am schimbat, dar mai pe la sfârșitul august am schimbat. E adevărat, am avut o rată mai mică de acceptare, dar bine, având mă, jucându-mă cu ele, nu a fost nicio problemă.
Anul ăsta am schimbat vreo 35 de măci, cam cu o săptămână înainte de a pleca de la Floarea Soarelui. Și vreau să spun că